că te ajută cineva. A venit unul la mine și a zis, vreau să mă botez. Și Duhul Domnului îmi spune, nu. Și am zis, nu, nu te botez. A venit, a insistat la frații din comitet, la un moment dat frații din comitet mi-au spus o dată, de două ori, unii chiar s-au supărat pe mine. Și am zis, nu te botez. S-a făcut botezul, în ziua botezului a ieșit pe holul bisericii la noi și plângea ăsta. Și eu în mine am zis, Doamne, eu te-am ascultat, dar acum îl văd pe omul ăsta, mi-e milă de el. Și eu mergeam și stăteam de vorbă cu unii frați și vine într-o seară la mine. Intră în birou și spune, de ce nu m-ai botezat? Și am spus, așa am primit să nu te botez. Și l-am întrebat, de ce ai vrut să te botezi? Și spunea el, am vrut să mă botez să scot niște bani de pe voi. Zicea el, eu m-am mai botezat odată, atunci avea vreo 10 ani, mi-a spus în ce pușcărie în România s-a botezat, venise aici și era cu cerșitul și cu altele. A vrut să mai botez odată, că dacă te botezi și ai ceva bănuți, nu-i rău, nu?